Salutare, bine v-am regăsit! Astăzi o să vă explic o operațiune de service simplă, dar pentru care vei avea nevoie de o cheie specifică. Și cam atât. Este vorba de înlocuirea bottom bracketului, adică al axului pedalier, în cazul de față unul pe rulment. Bun, axul pedalier este compus din două părți, aceasta care este complet sigilată. Rulmenții sunt la interior. Și această bucată care vine pe partea opusă. O să vedeți specificațiile aici pentru dimensiune. Bineînțeles, trebuie să corespundă cu dimensiunea cadrului vostru. Partea aceasta vine montată pe dreapta și partea aceasta pe stânga. Montajul în sine este foarte simplu. Practic, îl introduci aici și îl înfiletezi. O particularitate și ciudățenie totodată, dacă mă întrebați pe mine, ambele părți ale rulmentului pedalier se înșurubează către în spate, pe când pedalele se înșurubează către în față. Pe partea opusă o să montez aceeași componentă, înșurubând-o către în spate. Iar aceasta este cheia cu care voi strânge bottom bracketul. Momentan încă mai merge la mână. Am și degetul ăsta ciuntit complet, nu pot să strâng cu el. Încă-i dăm așa. Nu uitați să aplicați vaselină pe filet înainte să-l strângeți. Asta dacă mai vreți să-l desfaceți vreodată. Așadar, foarte importantă vaselina. Iar acum voi lua o cheie franceză care să se potrivească la fix aici. Și îl voi strânge. Cu cât mai mare pârghia, cu atât mai mic efortul și cu atât mai bine se strânge rulmentul. Desigur, nici bicicleta mea nu stă foarte fixă pe suportul acesta, dar mă descurc. Cel mai bine faci operațiunea când bicicleta este pe roți sau poți să o întorci chiar și invers, cu roțile în sus și ai priză mai bună. Ideea este că bicicleta asta nu mai are nicio rată de față pentru că încă aștept butucul pentru ea și nici invers n-am vrut să o întorc pentru că nu ar fi arătat prea grozav cadru. Mă duc și pe partea cealaltă, o să fac același lucru. Ok, eu zic că le-am strâns rezonabil. Iar acum tot ce trebuie să faceți este doar să mai montați brațele pe ax și operațiunea este completă. Vă mulțumesc că ați urmărit acest scurt tutorial, vă aștept și cu altele data viitoare. Pe curând!